momentul în care am putut să fiu alături de oricare am fost, nu pentru că am fost mai apropiată de una dintre ele, am fost în mod egal, m-am comportat la fel cu toată lumea, nu cred că am lipsit de respect nimănui de aici, nu am dat confidență, pentru că nu am venit aici să-mi fac prietene și nu ăsta e scopul meu și nici să nu mai adaug alte lucruri. Nu înseamnă că dacă eu aleg să nu cobor la masă sau nu aleg să am confidențe cu ele sau să-mi spun eu ofurile, sau să... Nu înțeleg unde este problema. Adică am online pe care l-are strict pentru că n-a fost lângă Julie și ea te explică de ce n-a fost. Tu te explici în fața susținătorilor lor. Da, în fața tuturor oamenilor. Sau tuturor oamenilor, că sunt judecat. De asta e starea mea. Explic de ce am starea asta. Nu am fost pe mine nu mă deranjează. Pe explic mine nu mă deranjează. De ce am starea asta. De ce nu ai fost alături. E ok. Motivele mele. Roberta, te rog frumos să te oprești cu subiectul ăsta și nu trebuia să dai tu curs și nu trebuia să deschizi tu gura pe subiectul ăsta. Când va apărea episodul ăsta, va fi și mai grav decât a fost atare. Dar nu-mi pasă, crezi că îmi pasă, okay, nu o să fiu lângă nimeni doar pentru cineva. Sunt aici eu, Sebastian, viitorul tău, soț. Bine. Ascultă-mă pe mine. Tu ai intrat pe profilul respectiv la oamenii aia să vezi ce oameni ne înjură și ce oameni comentează, că tu ești aici. Nu contează. De ce sunt eu denigrată pe live-urile de susținerul Robert sau de oameni din mor? Am intrat pe live, am stat 5 minute, am văzut că sunt înjurat, am apăsat butonul de închis și pa la revedere, duceți-vă la somn. Nu mai da curs, nu mai te încărca cu situații din astea, că sunt altele mai importante de vorbit și de făcut în viața asta. Și aici, în casă, și în afară. Pe mine nu mă interesează și nu vorbesc de susținători. Dar uitați-vă în ograda voastră ce se vorbește de mine și după ziceți de mine. Nu vorbesc de susținători că sunt în emisiune, nu sunt pe internet acum, sunt aici în casă, exact. Iubit, pe internet. Dar uitați-vă la voi, la cine vă susține și cum zice de mine. De un an, nu de o zi. Da, și am venit noi aici. Eu nu sunt de un an aici. Vorba vine. Da. Bun, Roberta. Cred că e așa. Ai spus că e... nu-l mai respecti pe Robert, nu-l mai vezi cu ochi buni, că nu mai crezi în el. Eu nu mai cred în Robert. Nu vreau să deschid subiectul, chiar nu vreau să vorbesc. Roberta. Ok, spun. Ia nu câta oară. Bun, spun, ok. E ceva ce mie nu mi se pare normal, dar nu știu dacă o să fie dat la televizor, dar spun. Când Robert cu Julie au avut un date, nu cred. Robert a adus-o pe Julie la hotel, în ultimul hal, de nu se ținea pe picioare. Și eu cu Alexandra am văzut-o și i-am spus să doarmă pentru că ea vă făcea ca toatele și voia să plece de la hotel. Și mie nu mi se pare respectos ca un bărbat care spune că iubește să o aducă pe iubita lui în halul la hotel. Simplu, am spus-o. Doamna Andreea, nu mai tac, am tăcut destul. De un an de zile tot tac din gură. Băi, câtă răutate și frustrare și invidie. De ce răutate, Robert? Cum credeai tu mine că Julia ai văzut-o tu pe Julia așa? Care-i tu pe eu? Eu am făcut-o. Le-ai deschis în grădină. Da, fetele. Mi-am schimbat eu părerea și simplu. De la o fază. Ce da, fază? Nu vreau să spun de la ce fază. E... ceva din afară pe care eu nu vreau să o aduc aici. Rebecca, ai zis că știi. Tu, Julia, nu știai. Nu. Eu am spus de mult că nu o să mai adun nimic din afară. Chiar nu e treaba mea. Ai, eu nici atât. Dar de ce îl vezi cu alți ochi pe Robert? Bine, vreți să-mi ziceți mie? Chiar nu știu vrea să zică, ca să știi. Nu. Auzi nu, de la mine, nu știu despre ce e vorba. Abar n-am niciun. Dar chestia pe care o ai îl implică pe Robert sau da. Pe Julie? Pe Robert. Nu contează, nu vreau. Deci chiar nu voiam să deschid acest subiect. Eu sunt nervoasă pe ale mele. Și te-ai descărcat acum pe ei, nu? Nu pe ei, nu. Păi tocmai că de asta de câteva zile sunt bombardată eu că n-am fost lângă ei și au motivele mele de ce nu. Și de ce nu mai cred. Care okay, sunt motivele? Motivele. Nu vreau să... Care sunt motivele? Te roag viitorul tău soț. Chiar nu pot să spun asta pentru că e ceva nașpa și nu pot să fac treaba asta. Aoleu. Astea sunt despre capul... Robert? Nu pot să zic, chiar nu pot să zic. Din respect pentru Julie. Din respect pentru Julie, eu nu o să intru în subiect. Te rog. Nu, chiar nu pot. Din respect pentru ea, eu nu am să intru în acest subiect, dar este strict părerea mea. Vezi de treaba ta tu. Sebastian, ce vrei? Te-a întrebat pe tine cineva vezi ceva? Vezi că am fost atent, cum ai zis mai devreme zi. Tu vezi nu de treaba ta. Nu i-am zis, stai, tu nu te băga peste mine când vorbesc eu cu ea.
Am spus aceeași chestie care o știm. Te rog frumos, controlează-te. Bun, și de ce un gând în astfel? Nu, mai băi, ești chiar pe bune. A întrebat-o dacă e aceeași chestie. Nu i-a zis nici să zică, nici să nu zică. A întrebat-o doar dacă e aceeași chestie. Mie mi s-a părut de aici că i-ai spus zi. Nu, nu mai te băga dacă nu auzi corect. A zis, e aceeași chestie pe care o știm. Mă rog, gata, potoliți-vă, potoliți-vă, potoliți-vă. Nu e ok. E o insinuare în urma căreia toți oamenii își pot imagina. Am spus că mi-am schimbat părerea despre Robert. Da, noi ne putem imagina acum orice. Păi, Robert, ce-ai făcut? Nu știu. Grav am făcut oricum. Vreau, cel puțin nu acum, nu vreau să fac asta. Dar Julie știe despre ce e vorba. Nu vezi că nu mai tipă. Da. Și cum adică din respect pentru Julie nu spui? Pentru că nu pot să intru în acest subiect. De ce? Pentru că nu e ok. Nu e ok. Ce nu e ok? Subiectul. Îi vizează pe amândoi sau doar pe amândoi? Pe amândoi. Dar eu mi-am schimbat părerea. Nu. Robert a făcut ceva și Julie știe. Deci Julia a trecut peste. Dacă nu mă doare capul, mă doare. Nu pot, doamna Andreea. Îți dai seama că noi acum nu putem interpreta absolut orice. Fiecare să creadă, să se gândească la orice. Eu n-am să deschid acest subiect. Da, știu și eu. Tocmai pentru că... Da. Dar de ce știe toată lumea? Eu nu știu. Tocmai pentru că... Și eu știu. Am respect. Lasă-ne. Și tu, de unde știi tu? Nu știe asta nimic. Și nu vreau să deschid acest subiect, dar... Ce vreau să zic? Nu, invenție. Păi dacă e invenție... Păi asta zic. Da, mă. Deci, ori e invenție, ori e ceva ce știu. Cred că s-a dovedit aici că eu de câte ori am spus ceva aici a fost real tot. Și atunci de ce dintr-o dată ai tăcut din gură când a zis Roberta că știe ceva? Pentru că vreau să spun ce vreau să zic, dragă. Dar să susțin un om e pentru că eu am motivele mele și nu vreau... Roberta? Nu pot să aduc aici asta. Roberta? Are legătură cu vreo fată? Nu, doar ei doi. A, păi știm. Deci include pe amândoi? Da. Ok. Nu pot să zic așa ceva. Nu se poate da pe TV. Nu știu cum să o spun. Nu se poate da. Da. Se poate da? Se poate da? Nu se poate. Măi că nu se... Măi! Păi hai, spuneți ce aveți de zis. Nu, dacă vrea Roberta, zice ea. Dacă o afectează pe ea, sincer, mai bine nu spuneți. Gata, este suficient. Este foarte urât. Dacă tot, dacă te-ai băgat în subiect și te-ai îngropat singură, du... Situația okay. E la capăt. Gata, este suficient. Ca să înțeleagă lumea de ce. Ok. Gata. Zisă că zice. Ai pentru că ceva? Nu poți fi judecată de ceva ce... Păi lasă, nu, azi, Julia, ai făcut lasă ceva? Să fii nu. Judecată, că dacă... Roberta. Ok, spun. Ea nu știa câta oară. Bun, spun, ok. E ceva ce mie nu mi se pare normal, dar nu știu dacă o să fie date la televizor, dar spun. Când Robert cu Julia au avut un date, nu cred. Robert a adus-o pe Julie la hotel, în ultimul hal, de nu se ținea pe picioare. Și eu cu Alexandra am văzut-o și i-am spus să doarmă pentru că ea vă făcea ca toate alea și voia să plece de la hotel. Și mie nu mi se pare respectos ca un bărbat care spune că iubește să o aducă pe iubita lui în halul la hotel. Simplu, am spus-o. Doamne, deci nu pot să cred. Păi, deci, știai oricum că asta este. Deci, iar eu mi-am schimbat părerea despre Robert în momentul ăla. Hai că spun, cum nu mai, deci aici nu se mai poate câtă invidie. Deci nu e invidie, Robert. Ba da, incredibil. Nu se mai poate, Robert, câtă invidie. Să luăm camera. Robert, mi se pare foarte urât ca un bărbat să-și aducă iubita în starea aia. Întreabă pe Julie. Da, Andreea, poți să spun și eu ce s-a întâmplat. Voi, dar ce se înfloresc aici, extraordinar. Ca să se înțeleagă de ce eu nu pot să te susțin, Robert, că nu o să fac asta doar să fiu susținută în online. Nu pot. Băi, deci, Roberta, motivul tău și tău ți l-ai Dalnic, da, gata, m-am descărcat. Roberta, ai o dovadă? Încă Alexandra și mesajele că Alexandra mi-a spus nu știu ce să fac, este într-o situație. A spus ce a văzut, frate, dacă și m-am dus și am văzut-o. Liniște, liniște! Alexandra, i-ai dat mesaje și i-ai spus nu știu ce să fac? Nu, eu eram la hotel și a venit. Și mi s-a părut că e ceva neclar. După care Roberta a venit să ia ceva de la mine și a văzut și ea.
Și după mi-a zis, am stat spus, puțin o bag la mine, la după care noi am plecat la mall. Doamne, deci pentru că ea voia să meargă. Era într-o stare mai distrată? Nu, exact. Era foarte stați să vă spun, doamna Andreea, pentru că mie nu mi-este rușine să spun. Am fost la penultimul date privat pe care noi l-am avut. Înainte să plecăm de la date-ul respectiv, am servit un pahar de apă și eu nu mâncasem. Și s-a produs. Și am avut o stare mai bună. Da. Mie când mi-a deschis ușa, Julia abia se ținea pe picioare și nici nu mă vedea bine. Eu spun sincer, eu nu mint cu nimic, ăsta este adevărul. Eu eram aici și ea se uita aici. Dacă pe tine te face fericită ceea ce faci acum... Dar nu mă face fericită. Roberta! Gata, sunt acuzații foarte urâte. Nu, doamna Andreea, nu mai tac, am tăcut destul. De un an de zile tot tac din gură. Băi, câtă răutate și frustrare și invidie. De ce e răutate, Robert? Cum ne dai tu minte că Giulia ai văzut-o tu pe Giulia așa? Care-i tu pe tău? Eu am făcut-o. Eu mi-am schimbat părerea și nu știi că ai lăsat ușa la mână. Ei, pahar de apă de asta? Ce vorbești așa? Ciocumic. Ce ciocumic? Robert! M-am săturat. Iubirea, de ce vorbești așa? Femeia, vorbește. Ce-a văzut? Care-i cazul? Alexandra e martor. Lasă-mă să vorbesc. Asta e de ce nu vă suportă și de ce nu vă mai privește cu aceeași ochi. Pur și simplu, sunteți invitați. Iertați-mă, doamna Andreea, am trecut un an, nu mai tac.